de care nu ne mulțumește clar și fizionomia jocului. Ne-am instalat de primul minut la funcționarea jocului, numai că ne-am descurcat greu în acea rețea de sâmbă din față, făcută pe 20 de metri, de toată echipa, s-au aflat cu toți, știam că am văzut și de la asta, ce au jucat, și încercau să profite de orice mince pe care noi s-au greșit, ceea ce s-a și întâmplat, a dat un primar vize. Totuși am câteva posibilități de a înscrie, mai că n-am avut precizia necesară. Nu e suficient numai atitudinea ofensivă, trebuie să mai ai și calitate. Din păcate, ne-a lipsit, a spus, în ultimii 30 de metri studii, pasul caracter tactic și nu mai înțeles. V-au cam exagerat curatările băieții pe final de meci. V-au cam exagerat curatările pe final de meci băieții. Da, m-au supărat. Cum ce să fac? Cu ei am reușit să rezolvăm și treaba obiectivă. Am ieșit de acolo în poziții de stres, de emoții, când eram acolo de retrogradare. Numai acum, sigur, și susținerea locului în final, ține soluții, dar sigur și oboseala. Suntem la 3 zile după expediția, a doua expediție în Moldova, cu 9 ore dus, 9 ore întors. Să bună, oboseala, sigur, mai e prostățime și un adversar foarte agresiv, dincolo de agresivitatea pozitivă care trebuie să fie. Cred că roșiile vrea să fie la vorba mai devreme. Da. Mă rog. N-am reușit să mai fim exact. Și poate că și aerul de vacanță puțin inconștient a celălalt în mintea jucătorului. Toate adunate au privat de o zică de obitorie care, normal, după dominare și după atitudinea în joc, nu ne uităm. V-ați așteptat? Adică cum vi se pare că a arătat Rapidul măcinată de atâtea probleme pe teren, din punct de vedere sportiv, ca adversar astăzi? Spiritul Rapidului e clar că este un carburant care face ca echipa să funcționeze, să joace. Jucătorii care au rămas după ce au fost insolvenți, nu știu să mai spus, ei au jucat. Sunt niște suporteri, pentru că și Rapidul are de cel mai frumoase galerii și la insistențele suporterilor și la modul cum au susținut, jucătorii sigur că au arătat, de fapt, ei le-au cerut să aducă combativitate, să se bată cât pot ei la ce mijloace și posibilități au. Astăzi au aliniat una dintre cele mai calitative echipe, cu mulți jucători de valoare, cu mulți jucători cu experiență. A fost așa, o simbioză între experiența unor jucători și tinerețea celorlalți și o calitate. Jucători tineri, dar care iau viitor. Nu e echipa de lepădat, dar ținând cont că motivația lor e destul de subțire, merită toată admirația noastră, pentru că și fără bani și cu probleme care au reușit să joace până la final și să țină spiritul Rapidului apei. Numai că cred că nu încălzește cu nimic, e păcat pe echipa ca asta. Cu asemenea suporteri și cu asemenea istorie să se placeze în acest mod lamentabil. Mai este o singură etapă din acest campionat. Vă gândiți la viitorul dumneavoastră în sezonul următor? Înțeleg că sunteți purtat de Dinamo, aveți oferte și de prinsă de arabă. După etapa asta discutăm. Aștept să vedem ce se întâmplă aici. Deci aici sunt frământări, sunt probleme financiare, buget, cu nu știu ce, o reorganizare și așa, nu mai e până la mână. Dar jucători sunt în continuare distanțe salariale? Da, sunt. Și salarii și primele. Dar în principiu v-ați dori continuitate în cazul în care să rezolvați? Ideea am venit, că toată lumea a spus că aici e continuitate. Nu e problemă, sponsorii sunt foarte potențe, să totdeauna vă profit, nu o să fie probleme, numai că am nimerit într-un an în care s-au reorganizat. Asta era lucrurile.